Bună ziua, suntem la podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godean. Astăzi suntem onorați de prezența domnului regizor Radu Olăreanu, care se află la noi în teatru încă din ianuarie. Apropo, bine ați venit în primul rând. Bine v-am găsit. Și vreau să vă întreb, de ce sunteți încă din ianuarie la noi în teatru? Pentru ce ați venit? Pentru a pune scenă o piesă românească a domnului Victor Eftimiu, o piesă superbă, omul care aduce moartea. Și am venit pe 21 ianuarie, am început cu cu două zile de workshop pe teme Cehov, care este un pe care îl iubesc foarte mult și cred că îl iubește foarte mult această lume mare a teatrului. Și am avut câteva zile, două, trei zile de întâlnire cu actorii de la teatrul dumneavoastră și mi-a făcut o foarte mare plăcere și o foarte mare. Am regăsit aici un spirit nou, așa, știi, cum se zice și în Pescărușul, știi? O lume frumoasă, o lume nouă, un nou început. Eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația veni aici să lucrați cu trupa teatrului nostru, că împreună am găsit un text potrivit pentru trupa noastră, un text pe care lui eu îl consider foarte valoros și actual, o comedie românească de o mare valoare. Și nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc pentru modul în care ați lucrat în toată perioada asta cu actorii Teatrului Dramatic Elvira Godean, actorii care fac parte din distribuție și nu numai, pentru că workshop-ul l-ați făcut cu întreaga echipă, pentru că și dumneavoastră la rândul dumneavoastră ați adus în distribuția acestui spectacol un spirit și un suflu de familie, a spune. Actorii mi-au mărturisit cât de fericiți chiar sunt că lucrează cu dumneavoastră, că v-au cunoscut. Deși dumneavoastră trebuie să spunem că nu sunteți prima oară în teatrul nostru. Da, nu sunt prima oară. Prima oară am fost aici în 2007, cred, dacă spun bine, da, în 2007. Unde am pus în scenă Femeia ca un câmp de luptă în Bosnia, o piesă a domnului Mărghevișe. Și revin acum, după mai mulți ani, și întâlnirea cu actorii a fost excepțională. Cu actorii de aici, de la Teatrul Elvira Godean, în distribuția spectacolului avem așa, tot din două generații, ca să spun, din generația din prima tinerețe și din a doua tinerețe, pentru că actorii, nu-mi place niciodată să le spun că sunt actori mai tineri sau actori mai în vârstă. Asta este un lucru care nu trebuie spus și nu trebuie spus. Actorii sunt în prima tinerețe, în a doua tinerețe, în a treia tinerețe, în a patra tinerețe. Ei sunt veșnic niște copii mai mici sau mai mari. Trebuie foarte multă grijă. Apropierea regizorului, apropierea pe care regizorul o face permanent prin întâlnirea cu textul, prin întâlnirea cu, după aceea, cu mizanscena, construcția spectacolului, a personajelor și așa mai departe, trebuie să fie, regizorul trebuie să fie extrem, extrem de atent, permanent. Și trebuie să intre în lumea asta a copiilor actori cu foarte mare grijă. De aceea cred că regizorul are și această calitate de veșnic pedagog, oarecum. Adică el trebuie să continue ceea ce dă școala mai departe, sau ceea ce face școala, școala superioară de teatru. Haideți să spunem publicului târgujian, înainte de a vă lăsa să vă prezentați mai pe larg, că dumneavoastră sunteți și profesor universitar din cadrul Universității de Arte din Târgu Mureș. Și că aveți o îndelungată experiență în lucrul cu studenții care urmează să îmbrățișeze această profesie.
Da, așa e. Și, adică, nu probabil, sunt sigură că de aici vine și acest tact și această răbdare de a lucra cu actorul și de a-l lăsa să caute. Să mai vorbim de faptul că și dumneavoastră ați absolvit două facultăți cu două specializări diferite. Așa e. Una de actorie și cealaltă cu specializare actorie și cealaltă de regie de teatru. Prin urmare, ați experimentat la un moment dat în cariera dumneavoastră întregul proces prin care trece un actor atunci când lucrează la rolul pe care, în care este distribuit. Da, așa a fost șansa vieții mele și a fost chiar o întâmplare, pentru că nu mi-am propus să întâmple așa, dar am absolvit în 1991 la Târgu Mureș, pe atunci Institutul de Artă Teatrală, și specializarea actorie. Am fost actor la Teatrul Național din Iași și la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, unde am dat concurs pentru că am fost prima generație de după Revoluție care n-am mai prins repartiții guvernamentale și am dat concurs. Sigur, au fost experiențe scenice ca actor excepționale, absolut excepționale, două teatre, mai ales Teatrul Tineretului la Piatra Neamț, care mi-a prilejuit o întâlnire cu actori extraordinari, un teatru care era pe val la vremea aceea și m-am reîntors la Târgu Mureș la catedră în 1993-94 și profesorul meu de actorie, maestru Călin Florian, mi-a tot spus: ce mă, tu ești un băiat deștept, nu știu ce, ești actor talentat, dar trebuie să faci și regie. Și așa m-am dus și am dat admitere la regie, am făcut 5 ani. Așa era atunci, încă era vechea formă de învățământ fără master. Și am absolvit în 1999 la clasa profesorului Mihai Lungeanu. După care, în paralel, începându-mi și acest drum, carieră didactică de la preparator, asistent, lector, și am lucrat permanent cu studenții foarte, foarte, foarte lung, și dar care mi-a prilejuit foarte, foarte multe, foarte multe satisfacții și mă bucur că sunt în teatrele din România peste tot studenți care au trecut și pe la mine, ca să spun așa. Cred că asta e poate cea mai mare împlinire a unui profesor, da, indiferent la ce nivel predă, aceea când vede că studenții, elevii lui, da, ajung să se împlinească. Da, și să facă ceea ce și-au dorit, ceea ce și-au, pentru că meseria noastră, profesia noastră, nu știu, nebunia noastră, că e o, până la urmă, e ceva, nu știu, dacă e profesie, dacă e meserie, dacă e har, e... Da, pleca de la o meserie la început. Da, pleca de la o meserie, dar sunt multe la un loc în toată această poveste a noastră, de actor, de regizor, de oameni de teatru. Și e adevărat, exact cum spuneți, când vezi că din... că au trecut și pe la tine, că ai contribuit și tu cu ceva, cât de uneori mai... țin uneori mai mult, depinde. Cu ce ați rămas de la profesorul dumneavoastră de regie? Cu ce ați rămas în drumul dumneavoastră de regizor? Am rămas cu un lucru foarte interesant. În primul rând, dar un lucru esențial care am rămas de la domnul Mihai Lungeanu, care este un... trebuie să-i spun așa în câteva cuvinte pentru cei care nu au auzit probabil de dumnealui, este regizor de la Radio România București, regizor de teatru radiofonic. A făcut un mare regizor de teatru radiofonic, deține și vreo 6 premiuri și o mare personalitate. Dar una dintre primele lecții de la ce a fost să învăț să citesc un text. E foarte important lucrul ăsta. Și mi-a zis, zice Radu, întotdeauna, toate răspunsurile regizorale, totul, acolo le găsești, în text. Învață să citești un text. Și în actorie la fel, dar la regizor e cu atât mai important. Și chiar întâmplarea acum, că întrebarea dumneavoastră vine așa, nici nu aveți de unde să știți, aseară, la repetiția de aseară, chiar la repetiția de aseară, le vorbeam actorilor despre lucrul ăsta, despre cum trebuie să citim un text. Și acolo vom găsi foarte multe răspunsuri.
și în legătură cu scenografia, și în legătură cu costumele, și în legătură cu relația între personaje, și multe lucruri. Și în primul rând, dincolo de viziunea regizorală, interioară și așa mai departe, dar e foarte important ca un regizor să știe să citească foarte bine textul. Pentru că actorii, trebuie să spunem, ei nu sunt foarte... ei citesc, își citesc partiturile lor, rolurile lor, alea le citesc eu. Așa, să vadă cât au, ce joacă, ce cum joacă. Dar e foarte adevărat că actorii nu stau foarte mult pe text să-l citească într-un anume fel sau să-l desfacă. Dar asta e menirea regizorului și asta e obligația lui de a-l citi foarte bine, de a-l desface foarte bine, de a înțelege foarte bine ce acolo, pentru că, în primul rând, actorul trebuie să înțeleagă ca în viață. Ce, cum, unde și de ce. El trebuie să știe să răspundă la întrebările astea. Și trebuie să-i dăm răspunsuri. Am tot vorbit de text, de că lucrați împreună cu echipa noastră, dar n-am spus ce text. Nu? Chiar ne aflăm în, deși nu se vede, da, suntem aproape în decor. Omul care a văzut moartea, o piesă pe care Cuminu a definitivat-o și a publicat-o, de fapt, în 1928. Piesa s-a jucat întotdeauna cu foarte mare succes în România. Este și teatru radiofonic, este unde îl putem asculta pe maestrii teatrului românesc, Radu Beligan, Grigore Vasiliu Birlic, o distribuție excepțională. Dar una dintre ultimele montări a fost la Teatrul Național din București, care au 12 ani s-a jucat. 12 ani, 200 de reprezentații, deci cu actorii. Mare succes. Foarte, foarte, foarte importante. Teatrul Național din București, Costel Constantin, Iari Georgescu, da. Adela Mărculescu. Da, care mi-a fost profesoară. Adela Mărculescu, da. Da, o doamnă, o mare doamnă a teatrului românesc. Așa. Și importa adâncă recunoștință. Da, vedeți, am avut și generația dumneavoastră, generația mea, am avut modele, am avut întâlniri. Sunt foarte importante în teatru, întâlnirile. Sunt fundamentale întâlnirile. Da, este adevărat. Subiectul acesta al lipsei de modele în teatru am mai abordat și cu alții invitați în cadrul podcastului nostru și eu îmi doresc să aduc în teatrul acesta modele pentru tinerii noștri, pentru că și ei, la rândul lor, vor fi modele pentru alții. Absolut, este foarte important, foarte, foarte important lucrul ăsta. Și actorii, și cei mai tineri, și cei mai puțin tineri au nevoie de întâlniri, de exact ce spuneați, de modele, de oameni care cu care să pornească în călătorii, cum e în spectacol. Știți, începe un spectacol, repetiție, premiera vine la un moment dat și așa. Dar, sigur, iese bine, au succes, ei se bucură întotdeauna actorii, ei trebuie să aibă succes și să fie aplaudați de public, pentru asta fac profesia asta și așa. Dar călătoria este foarte, foarte importantă. Drumul de la text la spectacol. Oamenii cu care au lucrat, oamenii cu care s-au întâlnit și într-o măsură mai mare sau mai mică, fie că oamenii aceia sunt vedete, sunt oameni foarte importanți sau sunt oameni, sau poate că nu sunt chiar așa de cunoscuți, dar n-au notorietate, dar pentru ei este importantă această călătorie, pentru că ei și de la oamenii cu notorietate mai mare sau de la oamenii cu notorietate nu chiar atât de mare pot să învețe, adică acești oameni trebuie să-și lase amprenta asupra muncilor și își lasă amprenta exact în această călătorie, de la lectură, de la text, la spectacol, de la lectură la spectacol. Și cred că, așa, mi se pare mie și că procesul ăsta cumva s-a desăvârșit, poate un cuvânt prea mult spus sau prea... dar cumva s-a desăvârșit în această perioada pe care am avut-o de petrecut cu ei aici la pregătirea acestui spectacol cu omul care a văzut moartea lui Eftimiu. Cred că întâlnirea noastră a fost foarte importantă
Și îmi place să cred lucrul ăsta și cred că pentru ei a semnat ceva, nu numai seara de premieră, nu numai spectacolul și așa mai departe, dar actorii au nevoie de drumul ăsta, de călătoria asta, ca să fie cu adevărat complet tot procesul. Asta e locul cel mai important. Sigur că în măsura în care regizorii, sunt regizori cu mai multă răbdare, sunt și eu ca actor, am lucrat cu tot felul de regizori, care unii care nu au atât de multă răbdare, are care, unii care au mai multă răbdare, mă rog, depinde. Dar ei au nevoie, actorii au nevoie de lucrurile astea, de apropierea regizorului către ei și nu numai în discuțiile despre rol, despre spectacol, despre chiar și alte discuții care țin de omenesc, care țin de lucrurile de toată ziua, adică ce ai mai făcut, ce ți-ai cumpărat, ce ai mâncat aseară sau ai visat ceva sau actorii au nevoie de lucrurile astea și atunci, până la urmă, lucrăm cu zone sensibile ale umanismului din noi și lucrurile astea toate țin de experiențele pe care le ai zilnic, de dimineață și până te culci seara, te pui în pat, să adori. Ori toate astea, și astea fac parte din discuțiile de la teatru, din discuțiile care de foarte multe ori asta, ca și la studenți, trebuie să vezi în ce fel tu ca regizor sau tu ca pedagog duci aceste discuții, pentru că unele sau cele mai multe dintre ele ei nu știu, actorii nu știu sau studenții nu știu, dar au legătură cu ceea ce faci tu pe scenă. Ei nu știu de multe ori lucrul ăsta, dar îi aduci în lumea asta cu experiențele lor dintr-o zi, din altă zi, sau pe care le-au avut mai de mult sau așa mai departe. Sunt lucruri care nu se scriu în cărțile de teatru, dar le simți. Și în clipa în care le simți și știi că așa e, cumva, îți aduc o foarte mare bucurie și îți aduc o foarte mare satisfacție, pentru că, dincolo de a câștiga personajul, de a câștiga actorul, personaj sau așa, trebuie să-l câștigi pe actor ca om. E foarte important. Pentru că actorii sunt și ei niște oameni. Și trebuie să-l aduci acolo, în acea zonă de umanitate, în zona lui în care el se redescoperă pe sine și se simte bine. Nu să-l descoperi tu și să zici că așa e, că nu, lasă-l pe el să se descopere, lasă-l pe el să greșească, să facă bine ca un copil. Și copiii trebuie să-i lași, să se împiedice, să cadă, să se ridice, să nu știu ce. Și toate lucrurile astea fac parte și din lumea noastră a scenei, care este o lume foarte frumoasă, complicată, grea, cu orgolii foarte multe, de foarte multe ori, dar vedeți, așa e natura artiștii, artiștii au și orgolii, nu ar trebui să aibă, sau ar trebui să și le controleze cumva, să-și gestioneze cumva povestea asta cu orgolile, pentru că într-un colectiv de teatru, și acum ce am regăsit aici, am regăsit o lume, un colectiv foarte frumos și nu fac niciun fel de, nu știu, gratuit, așa, faptul că am lucrat aici sau că nu. Eu sunt un om foarte deschis și sincer, îmi place foarte mult ce am găsit aici, adică am găsit un echilibru între niște generații de actori, de tineri, de mai puțin tineri, cu dorință de a face și asta e un lucru foarte, foarte frumos. Și am găsit un teatru care lucrează cu spectacole, cu repetiții, cu așa e, așa trebuie să fie. Un teatru care e în mișcare, un teatru care nu așteaptă, care nu, știi că întreb pe actori, păi când mai joci? Păi nu știu, peste 3 săptămâni și între timp ce mai faci? Păi nu știu, poate că mai repetăm, poate nu știu, mi-a zis nouă. Ei nu, aici nu, aici ei știu precis ce au de făcut. Și asta e un lucru foarte important, pentru că ei au nevoie să fie în priză permanentă și să se simtă iubiți până la urmă, pentru că, știi, pe ei trebuie să-i iubești așa oarecum, dar nu să-i iubești să-i pupi toată ziua sau să-i lauzi, îi iubești dacă le dai
să joace, îi pui în valoare. Asta e dragostea pe care trebuie să o aibă un manager față de trupa lui de actori. Nu să-i laude toată ziua sau să nu, aia nu, îi și lauzi când e de lăudat sau îi apreciezi când e de apreciat. Dar iubirea aia frumoasă, adevărată și profesională până la urmă, pe care trebuie să o regăsești într-un teatru, e tocmai asta. Faptul că le dai să joace, îi distribui, îi tot timpul ei trebuie să fie într-o mișcare, să devină creativ, pentru că așa pot fi creativ, creatori. Pot să-și utilizeze mijloacele de expresie. Și chiar acum, dacă suntem aici, știm, nu, eu nu vreau să divulg ce urmează, că am auzit, adică care petiții și asta, dar dintr-un proiect ca ăsta, cum a fost Eftimiu, acum vor intra într-un alt proiect total diferit. Și încercăm să avem o ofertă cât mai variată. Da, e o alternativă noastră pentru gusturi estetice diferite. Am stat aici și am văzut Framursul Polar, care mi-a plăcut foarte mult. Și apropo de oferta teatrului, am văzut m-am văzut-o pe doamna Maia Mărnăsen și m-am bucurat foarte, foarte mult când sala teatrului era arhi plină, să vină să o vadă, bineînțeles, pe doamna Maia, care este o mare actriță a scenei românești, dar și actorii teatrului de aici, care joacă alături de dumneavoastră și care erau acolo, adică jucau de la egal la egal, ceea ce nu e puțin lucru. Și cu o sală arhi plină și cu o lume care s-a bucurat de teatru. De mult nu m-am mai bucurat și eu de teatru atât de tare ca în seara când am văzut spectacolul cu Arta Interviului acum câteva săptămâni în urmă. Și dincolo de spectacol, dincolo de realizările actoricești, dincolo de apariția doamnei Maia pe scenă aici, care este un lucru absolut extraordinar, m-am bucurat de... m-am stat așa mai în spate unde am găsit așa o jumătate de loc să stau, că era arhi plină sala. Și am urmărit foarte tare publicul. Am stat cu un ochi eram pe scenă și cu un ochi eram la public. Și oamenii aia au fost foarte fericiți în seara respectivă la teatru. Și m-am bucurat foarte tare, foarte tare. Pentru că teatru e și pentru actori, pentru artiști, pentru lumea, dar este în primul și în primul rând pentru public. Da, în primul rând pentru public, fără... Da. Și am văzut Fluturii sunt libere, astea cele trei spectacole, m-am bucurat enorm. Este una dintre piesele care mi-mi place foarte tare, al lui Leonard Gersh, un text senzațional. Și acolo am văzut actorii tineri, m-am bucurat. Eu și lucrând cu studenți de atâta mari de ani, eu mă bucur foarte tare când văd actori tineri ieșiți din școlile de teatru care au ocazia într-un teatru ca ăsta să joace asemenea roluri. Asta nu-i puțin lucru, pentru că... Așa gândesc și eu că trebuie să le oferim spectacole, texte, da, texte cum spuneam noi, cărloase, da. Texte din marea dramaturgie asta trebuie, românească, da. și universală. Da. Pentru că așa crește valoarea trupei. Absolut, absolut, absolut. Și încet, încet, este un drum lung. Este un drum lung. E un drum lung, dar e un drum sigur. Exact asta. Absolut sigur. Da. Pe drumul ăsta n-ai cum. Da, poți să te mai... să urci uneori mai greu sau uneori mai repede sau așa, dar în orice caz, asta îi spuneam unui actor aseară, tânăr, care vine des la noi la repetiție aici și mai stă, că îi face plăcere și pe care l-am și văzut în Fluturii sunt liberi. Și asta îi spuneam, zic, dar ce interesant e toată discuția asta, că parcă ne-am vorbit să fie așa și nu a fost așa. Nu ne-am vorbit cu nimic, dar lucrurile se întâmplă, se potrivesc. Și uite, a doua se potrivesc. Aseară îi spuneam lui, zic, uite, apropo de tot ce se întâmplă în teatru aici și că uite, drumul e bun, sunteți pe un drum bun și asta e foarte important, că nu căutați acum drumuri, cum vin, da, drumul, să cauți și colo și colo,
Nu. Sunteți pe un drum bun și fiind pe un drum bun, n-ai cum să te rătăcești. Că ți-e greu, da, e adevărat, uneori mai greu, uneori mai ușor. Dar important e că n-ai cum să te rătăcești, pentru că tu știi foarte bine drumul și așa cum îi spuneam și lui și îmi spunea și el foarte frumos, așa, metaforică, suntem pe o corabie cu toții și corabia e în vânt. E vântul în pânze și ne duce, dacă vântul e în pânze, înseamnă că suntem pe calea cea bună și este un moment foarte important pentru Teatrul Elvira Vădanu, că cu tot ceea ce se întâmplă acum și eu nu pot decât să mă bucur de ce am găsit aici și de atmosfera asta foarte frumoasă și de oameni pe care, orașul dumneavoastră care este foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Și dar ce se întâmplă la teatru e un lucru foarte, foarte frumos și îi văd pe ei că respiră, că respiră bine așa și asta e foarte important. O să le facă foarte bine, cu siguranță, când vor asculta întâlnirea noastră, da. Discuția din cadrul acestei întâlniri, pentru că eu știu că undeva în sufletul lor întotdeauna și-au dorit drumul acesta, dar poate n-au avut cutezanța necesară. Acum au o șansă, eu le-am spus doar tot timpul, aveți o șansă și conștientizați lucruri, conștientizați ce vi se întâmplă. Sunt așa, în general, actorii câteodată îi apuc așa și trăiesc într-un fel de vis, așa, nu-și conștientizează chiar toate, tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce li se întâmplă, așa, și le-am spus foarte, cum le spun și studenților mei, când se întâmplă câte un lucru bun și când îi se întâmplă câte un lucru foarte bun în cariera voastră, pentru că și studenții, chiar dacă sunt studenți în anul 3, în anul 4, în anul 5, în anul 6, mă refer la ultimul an de master și așa mai departe, dar și ei au o cariera lor. Chiar dacă, mă rog, carierele încep după ce termină școala sau așa, nu, dar au niște cariere. Și le spun, dom'le, conștientizați și fiți conștienți, fiți deștepți când vi se întâmplă ceva bun. Și gândiți-vă că acel bun este numai și numai în favoarea voastră. Da? Așa le-am spus și autorilor de aici. Să fiți conștienți când vi se întâmplă, că vi se întâmplă niște lucruri foarte bune. Ei, dar ce să vezi, că mulți dintre ei sunt foarte conștienți de chestia asta. Mă refer aici la actori și la oamenii de scenă și la oamenii de scenă, care sunt niște oameni foarte, foarte faini. Și, dar și ei, ca și, trebuie să redescopere anumite lucruri, să și le pună la punct. Teatrul are foarte multă nevoie de disciplină. Cine crede că în teatru e doar o joacă așa și inventăm și ne jucăm așa, uneori pare că de aiurea sau de nu știu cum, nu e adevărat, nu este adevărat. Teatru și teatru de calitate, teatru de mare calitate, performanțele în arta spectacolului se fac cu disciplină egală cu aceea din armată. Egală cu aceea din armată. Și unde fiecare om, pentru că și mașiniștii, și luminiștii, și sunetiștii, și toți sunt creatori de spectacol. Dar și fiecare, așa cum actorul pe scenă, așa cum suflerul, așa cum fiecare regizorul tehnic, trebuie să-și facă treaba la maxim. La maxim pe bucata lui. Și dacă fiecare își face treaba la maxim pe bucata lui, cu profesionalism, cu foarte multă grijă, lucrurile vor ieși foarte bine și avem o șansă extraordinară în situații din asta să nu mai fim orgolioși și să nu mai avem. Că atunci ne gândim fiecare la noi, nu mă gândesc la acela că n-am. Să ne întoarcem puțin la omul care a văzut moartea. Da. Am avut ocazia să asist și eu la câteva repetiții în diverse etape de lucru și vă mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult faptul că ați ales să spuneți povestea și să lăsați spectatorul să-și aleagă
să zicem, firul central al acestei povești. Și din punctul meu de vedere, este un lucru foarte greu regizoral să-l faci, pentru că ești tentat să agăți un fir central pe care să-l urmărești, un singur fir central pe care să-l urmărești de la început până la final. Și mă întorc, e greu ce ați ales, drumul pe care l-ați ales, pentru că spectatorul, fiecare dintre cei 199 de oameni din sală, pentru că atâtea locuri avem, are posibilitatea să-și aleagă firul lui central al poveștii. Și că prin, nu știu dacă a fost o decizie sau să mergeți așa, sau pur și simplu lucrurile au venit, cum se întâmplă de multe ori în timpul lucrului la, cu actorii la spectacol, fiecare dintre cei din distribuția acestui spectacol sunt puși în valoare. Este un spectacol de actorie și eu sunt sigură că va avea un mare succes la public. Și îmi doresc asta, să aibă mare succes la public și să redescopere publicul o piesă românească, să redescopere dramaturgia noastră românească. Mai sunt multe texte bune în dramaturgia românească și cred că teatrele și teatrul dumneavoastră și teatrele din țară ar trebui să uite în, și către piesa românească de calitate, piesa de dramaturgia românească, care chiar dacă e mai veche sau mai cum au să spună că e mai prăfuită, așa nu e prăfuită deloc. Nu e prăfuită deloc și uite, piesa noastră e foarte actuală. Adică nu avem atât de mult, multe texte, eu așa consider, în dramaturgia noastră. Nu sunt foarte multe. Da, nu multe sunt foarte multe, dar sunt câteva de alte categorii. Sunt englezi. Absolut, da. absolut. Asta e adevărat. Nu avem multe, dar avem câteva piese care merită oarecum rediscutate, ca să spunem, și repuse, e adevărat, acum, în 2024, în anii ăștia, în care trăim noi acum. Referitor la ce m-ați întrebat mai devreme, eu am peste 35 de spectacole regizate la Târgu Mureș, în țară, cu studenții. Ca regizor nu mi-a propus niciodată să dau eu un verdict, ca să spun așa, să duc publicul într-un loc mai țintit cu spectacolul meu. Cred că spectacolul de teatru trebuie să lase publicului o plajă de înțelegere mai largă. Dincolo de, sigur, viziunea regizorului așa mai departe, dar trebuie să-i lase. Acum, Eftimiu nu încearcă să dea niciun răspuns cu povestea lui și nici eu nu mi-am propus să dau un răspuns cu povestea asta, mai ales că este un pletire între realitate, între vis, între o lume pe care n-am trăit-o, dar am fi putut să o trăim, o lume pe care o trăim și nici nu înțelegem de ce o trăim în felul ăsta, în forma asta. Eftimiu vine și cu latura lui de poet și îi arată omului, până la urmă, omului, oricare ar fi el omul, că viața lui se poate schimba și poate fi altfel dacă există ceva, dacă îi se întâmplă un, să zicem, un accident, un accident bun, da? Pe care el în prima fază nu îl percepe ca fiind bun, dar îl conștientizează mai încolo și își dă seama în final că, uite, domnule, viața mea poate fi și altfel. Eu cred că piesa asta are capacitatea, fiind, este catalogată ca o comedie, dar eu cred că e mai repede o tragicomedie, piesa lui Eftimiu, pentru că aduce partea asta a tragicului, a spălării sufletului, minții care se recuplează la o nouă realitate
și recuplându-se la noua realitate, are și capacitatea să înțeleagă ce îi se întâmplă. E foarte important lucrul ăsta și cred că pe unii sau pe mulți sau mulți sau puțini care vor veni la spectacol, pe mulți sau pe puțini care vor veni la spectacolul ăsta, îi va lăsa, le va pune așa un semn de întrebare și domnule, ia să mă uit un pic înăuntru vieții mele să vedem. Oamenii nu mai au timp acum să se uite către viața, către propria viață, ca să spun așa. Nu uităm la viețile altora, pe rețelele de socializare. Nu la viețile altora, da, dar este un foarte important să găsim un moment, nu știu, 2 minute, 3 minute, seara, singuri, în oglindă, la baie, când ne spălăm pe dinți, nu știu, să ne privim un pic la noi și să ne întrebăm, domnule, unde sunt, ce fac, cât mai am, cât mai alerg, cât nu mai alerg, ce se întâmplă cu mine? Ori cred că piesa asta poate să-i dea spectatorului un respiro. Un respiro, un 3 minute de respirație singur cu el. E foarte, foarte important. Singur cu el. Oamenii suntem în mulțimi tot timpul, suntem angrenați în tot felul de lucruri. Mi se pare că sunt, dar suntem, nu ne mai regăsim în singurătatea noastră, foarte puțin. Ne înțelegem că suntem singuri, dar nu înțelegem în momentul în care suntem singuri să ne înțelegem, să ne dăm o răgază, un timp de a înțelege ce se întâmplă cu noi în momentul ăla. E foarte, foarte, și cred că piesa asta va face. Îl va opri un pic pe om. Cine? Dar și dacă mie mi s-ar întâmpla așa ceva, oare cum aș gestiona? Pentru că aici e o poveste foarte, foarte simplă, în care un om salvat de la moarte intră în viața unei familii care avea rigorile, trăiau ale lor, erau plictisiți. Și acest om îi ajută să viseze până la urmă. Și ei chiar visează. Și cred că e o șansă să mai visăm. Eu știu. Eu așa cred, pentru că trăim într-o lume foarte rapidă și nu mai dormim, oamenii răpuși de oboseală după o zi întreagă își pun capul pe la dorm foarte repede și în somnul ăla rapid, așa de 6 ore, 5-6 ore, 7 ore maxim, eu mai am timp să visez. Nu mai visează nimic. Uite, pot să vină la teatru și să viseze și cu ochii deschiși la Victorie Cunha, că e posibil. Îi așteptăm la omul care a văzut moartea. Suntem înainte de premieră, care va fi duminica aceasta, la ora 19. Vă așteptăm să veniți să vedeți o tragicomedie actuală. Extrem de actuală. Întâmplarea face așa, că nu, da, ne-am întâmplarea propus. Face așa, chiar exact. Un accident fericit. Da. Și n-aș vrea să încheiem întâlnirea cu dumneavoastră înainte să vă fac, deși încă proiectul dumneavoastră nu s-a finalizat, dar vă fac o invitație publică să mai veniți la noi în teatru și pentru un alt proiect. Mulțumesc foarte mult, e o surpriză. Pentru că, da. O să vă spun și de ce, pentru că actorii, cel puțin cei care au lucrat cu dumneavoastră, vă iubesc. Și eu îi iubesc foarte tare și nu e nimic de complezență și nu e nimic lucrează cu o mare plăcere. Ați știut să instaurați o atmosferă creativă, îi stimulați și eu îmi doresc ca ei să aibă astfel de întâlniri. De aceea rămâne să vorbim în viitorul apropiat, să veniți cu un alt proiect la noi în teatru. În orice caz, un lucru vreau să-mi spun și să rămână foarte... aș vrea să rămână lucrul ăsta. E o trupă la Târgu Jiu, foarte frumoasă, foarte bună, cu niște actori care au posibilități foarte bune, unele despre care mulți dintre ei nici nu știu. Le-am spus și la piesa asta. Zic, voi știți că puteți face lucruri și așa și așa și așa și... Zice, domnule, nu știu. Zic, da, chiar, serios, dar chiar puteți.
chiar pot să facă. E un colectiv foarte, foarte frumos, foarte frumos aici la Târgu Jiu. Și ce să le zic, eu vă doresc mult succes în proiectele pe care le aveți de făcut în continuare și sunt sigur că după regizorii, numele, actorii, piesele și așa mai departe, sunt sigur că vor fi proiecte foarte bune și vă doresc succes cu Festivalul Internațional în luna mai, care se apropie. Eu n-am fost anul trecut, am văzut doar imagini filmate cu festivalul care a fost în septembrie. Da, zilele Elvira Godanu. Zilele Elvira Godanu și vă mărturisesc că păreau așa ireale. Mi se părea că sunt cel puțin în centrul la București sau cine știe unde, adică arătau într-un mare fel. Și arăta totul așa ca o mișcare. Ca o mișcare. Da, adică, chiar așa a fost. Exact, ca o mișcare. Pentru că un festival de teatru, fie el național sau internațional sau așa, sigur, dar el trebuie să e important în clipa în care el creează o mișcare. Și mie mi s-a părut, nu l-am perceput ca imagine ca la un festival, ci ca la o mare mișcare. Și asta îmi imaginez cum a fost în realitate, pentru că alea deja săreau din imagine, dar în realitate a fost și mai grozav lucrul ăsta. Și vă doresc mult succes. Mulțumim. În ceea ce aveți, aveți de făcut lucruri grele, dar lucruri foarte, foarte, foarte frumoase și le doresc mult, mult succes teatrului dumneavoastră și actorilor și tuturor oamenilor pe care i-am cunoscut aici în interiorul teatrului, oameni minunați și să aibă încredere și actorii și tehnicienii și întreg personalul teatrului cu care, mă rog, nu chiar cu întreg personalul teatrului am avut eu de, dar cu mare majoritate dintre oameni am avut în timpul când am stat aici la teatru, am avut întâlniri, așa, și le doresc inspirație, le doresc liniște, le doresc bine, le doresc să gândească foarte bine. La teatru e foarte important să fii pozitiv, să gândești bine, să ai răbdare. Să nu fii rău, să nu fii orgolios, să nu te gândești la nimeni altcineva decât la tine. E foarte important. Și dacă tu vei fi bine și fiecare va fi bine, păi tuturor ne va fi bine. Că despre asta este vorba. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Și în numele lor, bineînțeles, pentru toate urările. Ne face mare plăcere să vă avem în mijlocul nostru. Și înainte de a încheia, haideți să vă invit să faceți dumneavoastră o invitație publicului târgujean la spectacolul Omul care a văzut moartea. Dragi spectatori, haideți la teatru duminică seara pe 3 martie la orele 19 la Teatrul Elvira Godanu. Să vedeți Omul care a văzut moartea de Victor Eftimiu. Nu este un om care a... E omul care a văzut moartea în forma ei cea mai frumoasă. Care a văzut visul. Și în clipa când te întâlnești cu un vis, o să poți să înțelegi foarte multe lucruri despre propria ta persoană. Haideți să vă întâlniți cu dumneavoastră, fiecare cu fiecare, cu sinele fiecăruia, la Teatrul Elvira Godanu, la Om. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.